Deci Coldea vine la nuntă sau nu vine? Știu, doamne, să vină. Să vină. Îi transmit prin... Vă rog, acolo, în cameră. Îi transmit lui Florian, nu? Așa îi zic. Nu știu, eu n-am avut onoarea, doamne ferește, să o am vreodată. Nici eu, să vină. Să vină. Să vină și domnul Coldea, să vină prietena dumnealui, doamna Chioveși și... Îi așteptăm. Care vezi că, da. Atâta doar care să... va contracandida în 2024 la prezidențiale, din ce înțeleg. Contracandida pe aur, probabil. Atâta, singura rugăminte, da. Doamna Chioveși, uh-huh. independentă, dar susținută de Cioloș. Am înțeles aripa asta lui Cioloș din UME USR Plus o susține pe doamna Chioveși. Dom'le, deci vorba lui Joana, nici noi nu mai știm cât suntem, numai unități militare, nici nu, adică... Deci atâta Chioveși, rugăminte așa. Pentru doamna Chioveși este să completeze formularul de participare, ca să știm, să pregătim cât mici, să pregătim și câtă bere și așa mai departe. Nu înțeleg. Și să pregătim pe Ionel Tudorache să-i cânte la Chilian Port. Am înțeles că e preferata. Deci o așteptați pe doamna Chioveși și la anunț. Să vină toată lumea. Toată lumea, doamne. Pe Claus Iohannis să-l așteptați? Doamne ajută, dar nu vine. De ce? Am înțeles că are reținere față de noi, că suntem singurul partid pe care nu-l controlează. Păi voi vă controlează altcineva, înțeleg, Kremlinul, și eu tot insist, poate îmi răspundeți și la asta cu Kremlinul. Ce să vă răspund? Domnul Andrei Caramitru zice că sunteți controlat de serviciile secrete rusești și că gata, v-ați dat pe față. Domnul Andrei Caramitru a spus, domnul Andrei Caramitru și a spus tot. Adică o voce credibilă nu aveți care să spună lucrul ăsta. Dar la aștept și pe domnul Andrei Caramitru. Nu le puteți să lucrurile puțin în serios în țara asta total distrată de... Să... Da, în țara condusă de Câțu Ciolacu și Ciucă, cum vreți să... Pe Câțu Ciolacu îi așteptați la nuntă? Îi așteptăm, sperăm că... Nu, oficial, i-ați invitat, ați vorbit cu domnul Ciolacu. Domnul Ciolacu, haideți, domnule, optometrie, frumos cum se face. Da. Și ce a zis? O să vadă dacă vin. Aveți un cort separat pentru ăștia care vor să vină, dar nu vor să se vadă? Le asigurăm tot ce... Da? Au, deci dacă vor să vină unii și să nu apară pe televizoare, în poze și așa, se poate? Nu, dar nu pe poze și pe televizoare. Probabil unii o să aibă reținere să fie în marea de oameni. Păi nu da. O să fie în marea de oameni. Bine, da. Nu e nicio problemă. Fiecare cum vrea. Deci eu vreau ca toată condițiile? Lumea, eu vreau ca toată lumea să se simtă bine la nuntă. Am înțeles, dar le asigurați condițiile astea care da, vor să... Da, nicio problemă. Da? Da, dacă asta e rugămintea. Deci ați vorbit cu domnul Ciolacu, domnul Cățu l-ați chemat? Da, aveți grijă cu lăzile de alcool pe acolo. De cine? De domnul Câțu sau de domnul Orban? A, și pe domnul Orban l-ați chemat? Păi da. Vine cu vișinata, că ați văzut că... Da. El așa de acasă, casă. Dar cum să fiu domnul Cristache, serios? Ce clasă politică. Spuneți-mi, da. Toți consumatorii invitați. Vă fac pagul, bă, ăștia, eu nu știu cum o să plătiți nota. Lăsați, domnule, telefonul, că nu e... Dacă, nu, că mă uit pe live la dumneavoastră acum... și o să-i rog pe cei care se uită să distribuie live-ul ăsta, chit că nu vorbim lucruri foarte serioase. Cum, cum nu vorbim când... lucruri serioase? Stați un pic să trăim asta cu nunta. Da. Câți nași o să aveți? Câte perechi de nași? Câte o pereche de nași pentru fiecare județ. De ce râd colegii de acolo? Din regie. I-ați ales deja? Pe mare parte din ei, da. Sunt membrii AUR, filiale din fiecare... Nu, că n-am pus în curc lucrurile. Din rândul celor care... Din rândul societății civile. Așa, da, în civil, da. Nu e stand-up politic, stand-up comedy, dar încercăm. Cum vor fi așezați? Cum v-ați gândit? Nu o să fie așezați. O să avem balos de paie, o să avem bere la halbă și o să avem o scenă principală și două secundare. Și toată lumea stă unde vrea. Adică ideea e să avem o serbare câmpenească de gajat. Domnul Cristache. Cine va cânta la nuntă? Vă rog. Deci. Asta e frumusețea online-ului, că putem să fim și mai destinși. De aici nu mai râdeți. Cine va cânta la nuntă? Hai să depășim momentul, că pauză publicitară nu putem să luăm. Deci trebuie să ne montăm. Aerof merge. Așa. Toți artiștii care ne sunt prieteni. Care? Pe cine aveți confirmat în momentul de față? Un taraf foarte apropiat de mine, taraful lui Tudorel Pană,
nepot a vestitului violonist. Uh-huh. Sper să reușească, dar o nuntă domnul Furduiancu, Teo Roz, Taraful de la Vărbilău, Ionel Tudorache special pentru doamna Chioveș. Așa? Pentru domnul Coldea ceva frumos? Sau? Da, să vedem. Mi-au dat lacrimile colegii din regie, au izbucnit într-un râs general când au auzit că avem câte o pereche de nași pentru fiecare județ. Da. Dar avem mulți prieteni, v-am zis. Da, aveți și din Covasna Harghita nași? Sigur. Da? Da, 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 da. Păi, și acolo e România. Păi, da. Și avem nași pentru diaspora. Da? Uh-huh. Cine? Domnul Ștefan Voloșeniuc, e un om de afaceri ridicat de la zero. Va fi cu dar? Cârli Baba. Fiecare cum vrea. Mi-au scris foarte mulți oameni necăjiți că îmi pare rău domnul Simion, dar nu pot ajunge la nuntă, că sunt foarte amărât, câștig 800 de lei, 1000 de lei. Și am zis, pentru mine cea mai mare bucurie este să veniți. Nu-mi trebuie dar, nu-mi trebuie nimic altceva. E cea mai mare onoare și bucurie. Nu vreau să politizez excesiv acest Dar va fi un eveniment, n-aveți cum să va întâmpla. N-am cum să mă dezlipesc exact de chestia asta, dar e un moment pe care l-am amânat mult prea mult în viața mea și acum e momentul potrivit.